pentru fortificarea măsurilor de asistență hemotransfuzională pacienților cu COVID și corespundere cu Programul Național de Securitate Transfuzională a țării, angajații Inspectoratul General al Poliției de Frontieră s-au mobilizat activ și participă în campania Lupta Continuă, Suntem Solidari, Donează Sânge. Această acțiune vine în susținerea instituțiilor medicale din Republica Moldova, deoarece Poliția de Frontieră este conștientă și solidară, este o acțiune de solidaritate, de îndemn, totodată și pentru societatea civilă, să nu fim indiferenți, să fim solidari, să fim uniți.